Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit, agricultura o șansă pentru România, suntem din nou în direct, în emisiune. Vă spuneam că o să discutăm acum, după pauză, despre lista de mărfuri, de produse cu adaosul plafonat. De fapt, știrea e legată doar de faptul că s-a prelungit termenul până la care se aplică această măsură. Pentru a discuta pe această temă, l-am invitat alături de noi pe domnul George Bădescu, este director executiv al AMRCR, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România. Bună ziua, domnule Bădescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, știrea de astăzi a venit legată de creșterea, mă rog, de prelungirea termenului până la care se aplică această măsură. Dacă nu mă înșel, era până la jumătatea anului, acum s-a decis să meargă până tot anul, nu? Dacă e corect. Era până la 31 martie și acum s-a decis până la sfârșitul anului. Deci 31 martie și dintr-o dată s-a dus către tot anul. În rest, lista rămâne la fel sau se mai schimbă ceva? Din informațiile pe care le avem, lista nu a suferit modificări, practic aseară printr-un amendament, pentru că ordonanța prin care s-a instituit o prelungire a acestei plafonări, care, să reamintim tuturor, este în vigoare din iulie anul trecut, mă rog, s-au acordat atunci 30 de zile, pentru conformare, deci practic efectiv de la 1 august, a fost prelungită o dată până în decembrie și după aceea încă o dată până la sfârșitul martie. Deci printr-un amendament care a fost depus ieri seară la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, unde se afla această ordonanță aflată în proces legislativ de validare ca lege, a fost adoptat prelungirea până la sfârșitul anului, fără alte modificări. Să spunem, fără alte modificări, însemnând că nici lista produselor care era inclusă în acea ordonanță nu a fost modificată. Da. Bun, e un amendament. Acum, sigur că întrebarea logică este dacă sau cât mai putem lungi această zonă de plafonare, pentru că mi-e teamă că ne învățăm cu zone, cu plafonări și atunci sigur că totuși ar trebui să lăsăm piața totuși să mai și respire, să mai și existe. Bine, există o zonă de piață și aici, dar totuși această plafonare a adaosului îngrădește totuși niște companii. Într-un fel, acesta a fost și punctul pe care l-am susținut mereu. Am înțeles atunci, în perioada în care a fost adoptată ordonanța privind plafonarea anumitor produse. Am înțeles, deci, anumite rațiuni care au stat la baza acestei decizii. De altfel, acest lucru este prevăzut și în legislație, deci ca o expunere de motive, ca un... Da. Atunci când există situații deosebite excepționale, să poate să existe o intervenție administrativă în piață. Mă rog, ne amintim că era și un indice al inflației mult mai ridicat. Ulterior, practic, am constatat că obiectivele respectivei intervenții administrative fusese atinse și ne așteptam cu toții să vedem, cum spunea și dumneavoastră, cumva încheiată această etapă. Dar, ulterior, așa cum spuneam, s-a preferat prelungirea ei, iar acum, cumva, să spun, fără să se mai discute, fără să se mai evalueze neapărat situația, a fost prelungită până la sfârșitul anului. Invocându-se pe undeva cam aceleași obiective și anume scăderea inflației printre altele. Desigur, acum încercând puțin să ne punem și în situația consumatorului, în general,
discuția despre prețuri este întotdeauna una, să spunem, delicată, una care implică întotdeauna și o doză de emoțional. Încă n-am văzut să existe persoane foarte mulțumite cu orice fel de preț. În general, rare ori putem spune că prețurile sunt mici. Deci pot exista tot felul de discuții. Ideea este, într-adevăr, de a, până la urmă, de a respecta un principiu și de a prevedea, așa cum spuneam, poate o manieră în care, în cazul în care, să spunem, există derapaje sau dezvoltări bruște, neobișnuite sau adverse pe piață, să poți interveni. Nu realizăm exact care este obiectivul final, până la urmă aici este o discuție, însă putem să observăm că această, nici nu știu cum să-i spun exact, această manieră de a interveni, de a supra-reglementa, de a interveni într-un fel permanent și din ce în ce mai adânc în mersul pieței, devine o metodă foarte uzitată. În continuare, spunem că poate ar trebui pe undeva să înțelegem mai exact care sunt obiectivele urmărite, ca într-adevăr să ne dăm seama când acestea pot fi atinse, sau mai bine zis, când efectul acelor intervenții administrative chiar va crea sau va atinge obiectivul inițial urmărit. Deocamdată suntem într-o zonă doar de decizii din acestea, să zicem, luate, fără neapărat a ne explica sau a ne stabili foarte clar obiectivul final, rămânând în zona aceasta a mai mult a anticipărilor, și anume până când prețurile vor scădea. Depinde acum. Bine, s-a și spus da, totuși depinde până unde să scadă. Da. Inflații 5%, da. Până la o rată a inflației de 5%. S-ar dori. Bun, problema e că, acum extinzând un pic poate termenii, nu depinde doar de această piață, sau poate depinde destul de puțin nivelul inflației aici, pentru că dacă vom avea creșteri de pensii, salarii, deficit bugetar mare, pentru că știi, despre asta e vorba, toate acestea alimentează inflația și atunci veți aștepta, ca să zic așa, poate mai mult decât am putea crede acum să ajungem la acel 5%. Da, o să vedem. Asta este anticiparea pe care o fac economiștii, cel puțin. Da, există o zonă foarte mare de, n-am putea spune, de a specula neapărat ce se va întâmpla în continuare, dar într-adevăr se creează această percepție generală că lucrurile sunt extrem de instabile, că oricând pot apărea tot felul de efecte adverse, însă, așa cum spuneam, apropo și de România, care a avut cea mai mare inflație în ianuarie și februarie din Uniunea Europeană, sursa acestei instabilități, sursa poate acestei chiar și acestui nivel de inflație, este clar că nu trebuie, sau mai bine zis, nici nu poate fi localizat doar în zona comerțului. Comerțul este unul din sectoarele care, de fapt, este un receptor celorlalte evoluții care sunt în amonte, deci în ceea ce privește taxele, în ceea ce privește inputurile, mă refer combustibil și alte astfel de elemente. Deci, cu alte cuvinte, pe undeva acest sector, deși este vizat de astfel de, iată, permanent de astfel de suprareglementări, și aici nu mă uit numai la prețuri, da? Devine foarte greu de anticipat, pentru că, într-adevăr, să poți face o strategie de business este dificil ca la fiecare 2-3 luni, sau iată, 7 luni, 8 luni, să practic să te gândești, să ghicești ce anume se va mai întâmpla sau ce anume, ce măsuri vor mai putea fi imaginate de către factorul decizional. Da, a venit un comunicat de presă acum câteva ore
în care se spune că premierul Marcel Ciolacu a discutat astăzi la Palatul Victoria cu reprezentanții ai lanțurilor de magazine autohtone și ai distribuției din comerțul cu bunuri alimentare despre soluțiile prin care guvernul poate sprijini deopotrivă producători, distribuitori și retailer români. Nu știu dacă vă încadrați la retailer român, că mai nou, adică normal vă încadrați, dar nu știu ce a fost cu așa. Și ca să închei așa și fraza de final a acestui comunicat, reprezentanții lanțurilor de magazine și ai distribuției autohtone și ai distribuției din comerțul cu bunuri alimentare i-au mulțumit premierului Marcel Ciolacu pentru disponibilitatea de a discuta despre propunerile lor care vor fi analizate la nivelul ministerelor, instituțiilor cu atribuții în vederea celor mai bune soluții. Aici seamănă mult cu ceea ce vedeam în epoca Ceaușescu. Nu știu, poate cine a scris comunicatul ăsta l-a încurcat pe domnul Barbu cu domnul Ceaușescu. Sau... În fine, nu vreau să vă pun să comentați dumneavoastră semantica și... Vă mulțumesc! Și dar nu înțeleg, ați fost la această... Asta era întrebarea. Ați fost la această întâlnire în dimineața asta sau... V-au sărit de data asta? Nu am fost invitat, să... așa după cum spunea și dumneavoastră, invitația a fost adresată autohtonilor. La ceva de comercializare autohtonă. Da. Am înțeles. Și cel puțin din acest punct de vedere nu am fost, nu ne-am încadrat. Deci, ok, asta de fapt era, sigur, mica întrebare pe acest comunicat. Doar poate încă v-aș mai ruga o întrebare sau un comentariu pe această dezbatere pe tema Davosului. Știu că ați fost, mă refer ca organizație, ați fost destul de reticenți în a menține această măsură a plafonării Davosului. Ați dat câteva argumente, dacă mai sunt și altele, v-aș ruga să le mai numiți. Da, și poate ne spuneți, nu știu dacă există calcule, nu știu dacă la nivelul guvernului există calcule, e totuși eficientă această măsură? Cum vedeți? Că nu? După cum probabil vă amintiți, noi am început sau am intrat în acest, hai să-i spunem, nu știu, proiect, pornind de la premisa că trebuie să fie un parteneriat între mediul privat și decizional, până la urmă în interesul și în beneficiul consumatorului. Așa cum spuneam, pentru o perioadă limitată și cu obiective clare, să spunem, am încercat să practic să ne încadrăm în acest parteneriat. Acum, într-adevăr, aș putea spune că principalul efect al acestei prelungiri este această zonă de instabilitate și de oarecare, să spunem, precauție, pentru că, iată, totuși, deși s-a pornit de la ideea unui parteneriat sau s-a pornit prin anumite consultări, prin un dialog, din păcate... S-a cam pierdut pe drum, așa, nu? S-a cam pierdut. Exact, ați sesizat exact. S-a cam pierdut pe drum și acum sunt destul de neclare obiectivele finale. Așa cum spuneam, această plafonare este doar una din sau unul dintre elementele cu care ne-am confruntat în ultima perioadă. Așa cum spuneam și astăzi și în alt, am văzut niște analize în spațiu public, zona aceasta de comerț, în special cel alimentar, tinde să fie copleșită de, să spunem, profunzimea și nivelul reglementării până la urmă și de alte... Suntem într-o zonă de suprareglementare, asta e adevărul, da. Da, suprareglementare, am putea spune de asemenea că este și într-o zonă în care se exercită un control extrem de activ și de intens din partea unor autorități. Toate aceste lucruri pun o presiune deosebită pe un sector care totuși a fost unul din principalele motoare ale economiei, ale creșterii economice din România, mai ales în ultima perioadă, când s-au și micșorat unele din decalajele față de alte țări din zona. Cu alte cuvinte, suntem în continuare în această zonă de preocupare, chiar de îngrijorare, pentru că am vrea să înțelegem totuși care este strategia finală, care este obiectivul. Vedem, așa cum spuneați mai devreme, și toate aceste, să zic, apariția de noi concepte, ca să spunem, în abordările referitoare la comerț. Până la urmă, de fapt, aici suntem. Încercăm să înțelegem totuși dacă într-adevăr comerțul rămâne unul dintre pilonii principali ai
să spunem, performanțe economice în România, sau poate sunt și alte idei alternative, pentru că totuși până la urmă, prin, sau mai bine zis, așa cum spuneam mai devreme, performanțele sectorului comercial au fost validate, adică a fost o rețetă care a funcționat și care într-adevăr a produs rezultate pozitive în ceea ce privește performanța economică a țării. Doar o ultimă întrebare, domnule Băudescu, nu mai reluăm, că am avut o discuție separată pe această temă, dar dacă mai sunt noutăți, se mai insistă pe, eu, aceasta e afirmația mea, pe, sau cuvântul meu, pe aberația aceea privind interzicerea mărcilor proprii, a existat o idee, nu mai știu, am mai văzut așa cât de cât în presă, dar ați mai avut o discuție pe această temă? Sunt curios de asta. Nu, de la menționarea, deci de la momentul în care a fost menționat acum câteva săptămâni, nu am avut interacțiuni pe această temă. Bineînțeles, rămâne să vedem și aici dacă există într-adevăr o strategie, o idee și care ar fi obiectivul sau mai bine zis în ce măsură o astfel de idee ar fi în interesul consumatorului. Și aș vrea să închei spunând următorul lucru. Vedem aceste abordări în spațiu public, se vorbește de faptul că există probleme la nivelul producătorilor, la nivelul procesatorilor. Din punct de vedere al zonei de retail, principala raportare este aceea la consumator și atunci orice instrument comercial care vine în sprijinul, în beneficiul, deci care servește în primul rând consumatorul, aceasta este strategia din retail și fără îndoială că sunt foarte importante și celelalți, sau sunt foarte importanti și ceilalți operatori economici din amonte, însă trebuie să găsim formula care în contextul în care asigură cel mai bun acces al consumatorului la mărfuri cu valoare ridicată, prețuri competitive și de o calitate deosebită, reușește în același fel să asigure și, să spunem așa, performanța economică a procesatorilor și producătorilor. Dacă măsurile care se pot gândi sau strategiile nu servesc în primul rând consumatorului, atunci lucrurile devin complicate. Vă mulțumesc pentru intervenția și pentru informațiile oferite. Vă așteptăm și cu următoarea ocazie aici la AgroTV. Vă mulțumesc, domnule Bădescu. Și eu vă mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi domnul George Bădescu, director executiv AMRCR, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România. Ați văzut, am discutat pe tema plafonării adaosului comercial. Eu sunt împotriva unei astfel de măsuri, sau mă rog, o măsură care, cum spunea domnul Bădescu, poate fi luată pe o perioadă limitată de timp, dar care nu trebuie să devină permanentă. Și se mai întâmplă. Iată, acum deja s-a prelungit această măsură cu până pe parcursul întregului an, de la 31 martie s-a dus până la finalul anului. Vom vedea. Acum suntem în legătură directă cu colega noastră, Elena Picu, este corespondent AgroTV în județul Argeș. Bună ziua, Elena, mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, îți spun ție, Rudi, și telespectatorilor noștri. De data aceasta vin cu vești bune, pentru da, că la mulțumesc. Ultima noastră transmisie în direct eram cu am avut niște informații puțin mai pesimiste. Acum suntem pe partea mai optimistă, da. Doar să spun că m-am lungit cu marile rețele comerciale și mai avem 5 minute, dacă eu zic că ne încadrăm. Te ascultăm, Elena, înțeleg că veștile bune sunt legate de ajutorul de minimis, nu? Pentru fermieri, pentru producători. Da, da, sigur că da, veștile sunt pentru fermieri în general, pentru că vin dinspre Ministerul Agriculturii prin direcțiile agricole către toți fermierii din țară și sunt convinsă că erau informații pe care le așteptau, sunt referitoare la ajutorul de minimis pentru cei care cultivă tomate în spații protejate și usturoi în spațiu liber, cultură liberă. Din fericire, în județul Argeș și numărul cultivatorilor de tomate a crescut. Una dintre explicații ar fi și faptul că sunt încurajați și sunt tentați de aceste ajutoare, care, așa cum știm, vin de ceva ani din urmă
și stând de vorbă cu legumicultorii, îmi spun mulți dintre ei, mai ales cei care au fost ani la rând beneficiari ai acestui ajutor de minimis, că abia așteptau să intre în posesia, mă rog, acestor informații și că ei deja au demarat calendarul lucrărilor de așa manieră încât să reușească să parcurgă toate etapele programului pentru a putea fi eligibil la plata acestui ajutor de minimis. Aceasta ar fi o primă veste bună, veste care până la urmă se traduce și în mulțumirea consumatorilor, a cumpărătorilor, pentru că avem posibilitate să cumpărăm marfă românească și, bineînțeles, așa cum știm cu toții, gustul nu se compară cu ceea ce găsim în supermarketuri. Supărarea însă a legumicultorilor, a unora dintre cei cu care eu am stat de vorbă, era aceea că nu reușesc să pătrundă pe piața aceasta a supermarketurilor, dar până la urmă poate se va rezolva încet, încet și acest aspect. Important este că deja și-au format o bază de consumatori, de cumpărători, care întreabă de pe acum dacă au pus în solar, când vor beneficia de primele fructe. Mulți dintre ei au deja roșiile înflorite. Cred că într-o săptămână, două, aha, o să mai venim. Deci ai fost pe teren și erau deja roșiile înflorite, spui, da? Sigur că da, sunt destul de mulți. Am spus la început că mulți dintre ei au încercat să își adapteze lucrările încât să se încadreze în termenele impuse prin programul Tomata ca să fie eligibil la termene. Știm cu toții, sunt niște termene și niște condiții. Trebuie să facă și dovezi ale faptului că au comercializat până la un anumit interval marfa. Vor fi vizitele în teren ca de obicei din partea reprezentanților agențiilor de plăți și intervenții în agricultură, dar și ale direcțiilor agricole județene, așa cum s-a întâmplat de altfel în toți anii, se va întâmpla și în acest an. Veste, să zicem, un pic mai pesimistă, sau nu pesimistă, mai puțin bună, așa, este că județul Argeș nu e chiar atât de propice culturii usturoiului, în ciuda faptului că suntem limită cu județul Olt, unul dintre județele care sunt recunoscute, aha, având foarte mulți legumicultori și chiar cultivatori de usturoi. Am însă, și din acest motiv, poate mai puțin interes la ajutorul de minimis pentru producători de usturoi? Să spunem că nu cred că a fost ajutorul atât de vină, nu știu, de neinteresant, cadrul... atâta vreme cât de anul trecut până în acest an, până la acest moment, la Direcția Județeană Agricolă Argeș, deja avem un cultivator în plus față de ce aveam anul trecut. Aha. Poate că nu este semnificativ, însă s-a spart gheața, ca să spunem așa, și putem spera ca și în perioada următoare, în anii următori, numărul cultivatorilor de usturoi să crească. Îmi spuneau cumpărătorii din piață cu care am stat de vorbă că se bucură să avem usturoi românesc, pentru că cel venit din afara granițelor țării este foarte iute. Și când îl pregătesc se face albastru și lucrul ăla le trezește anumite suspiciuni, da, dincolo de faptul că e foarte iute, mai e și albastru și atunci ar fi preferat să găsească în piețe, pe tarabe și în supermarketuri, bineînțeles, usturoi. Deci situația e un pic albastră cu usturoiul din China sau de unde, dar... Din județul Argeș, da, în județul Argeș să sperăm că ar fi un motiv, că știm cu toții atunci când cineva își face un plan de afaceri, se gândește în primul rând dacă va avea desfacere, pentru că... asta este într-un final țelul fiecărui cultivator, să își amortizeze cheltuielile pe care le fac cu culturile de-a lungul anului. Corect. Și o să aflăm în știrile viitoare și despre ajutorul de minimis al apicultorilor, pentru că chiar în aceste zile am stat de vorbă cu un apicultor și spunea, domne, avem și noi nevoie de ajutor, avem și noi nevoie de sprijin, de ce alte ramuri agricole primesc, da, ei nu. Vine și un sprijin pentru apicultori, am văzut. Asta urmează, nu o să vă spun chiar totul astăzi. Okay, lăsăm pentru știrile din alte zi. Bine, pentru că bineînțeles că am stat de vorbă cu, așa cum facem noi jurnaliștii în general, cu toate părțile implicate într-o anumită tematică, de așa manieră încât să putem aduce în fața consumatorilor de informații
părerile tuturor și să-i lăsăm pe ei să decidă după aceea în ce parte înclină balanța. Ne oprim aici astăzi. Îți mulțumesc, Elena, încă o dată pentru informații și pentru prezență. Toate cele bune, ne reauzim. Mulțumesc și eu, vă aștept la jurnalul AgroTV. Absolut. Așadar, ne oprim cu Agricultura, o șansă pentru România astăzi aici. Vă invit să rămâneți pe AgroTV. Urmează Ce vor plantele, jurnalul AgroTV de care vorbea și colega mea. Toate cele bune, ne revedem și ne reauzim. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.